Bine ați venit la vlog! Doamne, dar unde suntem aici? Că am văzut și steaguri, uite, steagul Franței! E aici un mic colț de Franța, care mă bucură foarte tare, pentru că la ce dor îmi e, da. Orice... Bun, avem așa, bar, Place de la teras. Problema e că noi a trebuit să găsim aici cărciumă, cuveră. Deci de ce e închis? E închis? De ce trebuie să fie închis? Aprem. Ai ce drăguț e! Hai să vedem despre ce e vorba. Ce m-am spuiat de băiatul ăsta aici. Hai! May we have a table for two? Have you booked a table? No, we have not booked no, a table. No, should be fine. Thank you so very much. Dumneavoastră, ce faceți? Dumneavoastră, totul bine? Vă simțiți bine aici, la braserie? Nu se pare un pic creepy, dar ciudat, creepy? Da. Pentru că prima oară l-am văzut pe nenea ăsta de aici, cu bagheta, așa, îmi zice, ia uite-l, domnule, unde e francezul nostru. Au coq au vin. Deci e bine. Coq au vin. Da, totul este francezesc. Wow, sunt uimită, pur mai... Aici sunt vinuri. Unde-i, domnule, la mâncare? Aha, aici. O, crocă. Ia să vedem. Am făcut o alegere bună? Foarte bună. Sunt surprinsă că ai găsit așa ceva. Pe lângă cot, vestitul cot pe care noi îl tot frecventăm, așa ceva, dar la cât mai multe, ar zice. Rugulețul nostru de weekend. Ce n-am mâncat noi în Franța? Mâncăm aici, mule frită. De când zicem că hai să luăm și da. Niciodată n-am luat. Pe lângă zona, care e superbă zona, e cumva un pic district aici, nu? Da. Este superbă braseria, colțișorul. Doamne, deci sunt mai surprins total astăzi. Sunt efectiv... Și azi dimineața m-am trezit și am zis, hai să mergem până la un costa să bem un cafea. Vedeți că nici nu m-am ferchezuit, nu am așa. Și Doru zice, da, lasă, hai, mergem. Dar zice, vezi că o să mergem un pic. Și am zis, bine. La un costa mai departe, m-am gândit. Și muzica, nu știu, nu se aude, ca să nu ne ia așa, dar este muzică franțuzească. Superb, absolut, sunt fără cuvinte. Am luat mule frită, am luat croc madame, am luat... Crepo champignon. Asta e clătită cu ciuperci, da. Și tartiflet. Și tartiflet. Dom'le, suntem nebuni. Deci o să fie masa asta plină, pentru că atunci când dai de, cum e, de un loc din ăsta deosebit, trebuie exploatat din prima. Chiar că o oază franțuzească. E senzațional. Sunt super fericită. Dom'le, dar avem și noi o ocazie, ceva să sărbătorim. It's just an everyday thing, right? Da, sper să fie. Hai, noroc. Cum am ajuns noi de acolo? Aici. Da, ziceți, a venit prima oară, am zis că nu vrem masa asta și ni s-a spus că e rezervată și doamna a venit și a spus că nu vrea. Doamna de acolo. Da, că vrea altă masă. Deci, prin urmare, suntem aici, la geam. Și da. Nu degeaba spune de ele astea, uitați ce frumos arată aici. E foarte intim, foarte frumos. Cred că ar fi cazul să rugăm pe domnul francez să ne facă, domnule, o poză. A venit puțină mâncare pentru Doru și Delia, desigur. Uitați-vă ce ești pe masă. În sfârșit am luat și noi scoicile astea pe care în Franța, în prima instanță, când am fost prima oară, nici nu le permiteam. Nu le permiteam. Așa, vrem să vedem cum sunt. Aici este clătita mea cu champignon. Doru și-a luat un croc madame și eu mi-am luat, bineînțeles, mă rog, noi ne-am luat aici o tartifletă care arată senzațional. Dar vezi, și pâine, ce cu pâine interesant. Cu salată, cu... E nebunie ce mai. Plecăm cu 2 kg în plus fiecare de aici. Asta arată e. Când a zis vuzet maladă, nu au dreptate, noi chiar suntem nebuni. E bine că ne-a dus și muriță, știi, să avem în ce să punem toate cele. Da, foarte frumos. Să punem cojile aici. Cojile ca la semințe. Ca la semințe, nu-i așa? Ia să vedem, domne, că eu n-am mâncat niciodată. Cum ți se pare, dragi? Aolo, nu-mi spune că-ți plac. Aolo. Astea, da. Știi de ce? Pentru că sunt făcute într-un sos. Da. Și sunt atât de fragede. Extraordinare sunt. Și alea, să știi că nici alea de la... Cosmo. Pot să zic că n-au fost precum poftiți, Belgii. Doamna, mă rog, poftiți. Dar astea sunt diferite, să știi. Foarte bune. Gata, creez experiență pe scoicoceală din asta și mănânc numai scoici de acum. Sunt bune, nu? Ăsta e restaurantul pe care l-am găsit absolut din greșeală. Doar am căutat ceva franțuzesc. De fapt, am căutat cafenea. Și l-am găsit. În spate acolo e o petrecere, aici mai e o petrecere. Superb sentimentul ăsta, ca și cum aș fi într-un colțișor de Franța, departe de orice. Este absolut aminte senzațional. Dă și soarele un pic, foarte frumos. Scoiul, nota 10 cu felicitări pentru weekendul ăsta. Cine ar fi crezut că o să mâncăm noi scoici în Anglia, nu să mâncăm în Franța? Bă, și am trecut pe lângă ele de atâtea ori. Pe mine niciodată nu m-au atras, dar făcute așa, sunt senzaționale, cu cartofi prăjiți.
știți că eu sunt fană. Da. N-a mai rămas mai nimic. Mă rog, a rămas excepție pe care o vrem la este pachet. Este foarte multă brânză și e foarte grea și eu nu mai pot pentru că m-am delectat cu scoici. Am avut astăzi un moment de cotitură în ceea ce privește fructele de mare, pentru că mie nu-mi plăceau de obicei. Nu că nu-mi plăceau, îmi plac creveții, dar scoici, caracatița, nu? Dar așa făcute și cu cartofi prăjiți, nici nu-ți dorești altceva. Că la un moment dat mi-am dat eu seama că se ia scoica din aia, se bimbă bine în sosul ăsta de vin cu usturoi aici, se pige în cartofi aici și se bagă în gură. Și pur și simplu este paradisul scoicos. Ce zici, mâine? Luăm micul dejun aici? Iarăși? Cred că nu știu dacă ne mai primește nenea asta, pe care bănuiesc eu că îl cheamă Jacques. Cel mai tare și cel mai tare e chestia asta de aici. Departamentul de plângeri, 300 de mile în direcția aia. Hai să vedem. În linguri să ne vuelăm. Ia uite aici, ia uite. Aia să nu mai distrage, că tot mănâncă asta. Cum e, doamna Moraru? Ia zice, stați verdictul. Bun? Arată senzațional, vă spun drept. Ai putea să nu dea dorul pe el? Asta și o cafeluță, aici asta pentru restul zilei. Pe mâine, pa!